pentru Dinu Cornel, sunt în stare să omor omul. Credeți-mă, îmi dă mesaj, vorbesc cu el. Ăla e un om atât de inteligent și deștept, da, în care noi ar trebui să exploatăm partea bună. Da, da, și înjurat, și-a înjurat foști elevi, prieteni, dinamoviști mari. Dar de la o vârstă, o vârstă. Haideți, domn președinte, că dumneavoastră nu vă înjurați foștii colegi. Domne, ok, eu respect foarte mult între noi ca între fotbaliști. A, nu e așa, e de prieteni. Dacă vă înjura pe dumneavoastră așa... Păi da, m-am jurat. Să-i dea Dumnezeu sănătate că așa am făcut facultatea, că m-am jurat 2 ani. 2 ani m-am jurat că luam 10-10 la probele sportive și nota 2 la biologie. Și v-am jurat Dinu, da? Da, 2 ani. Și v-am ambiționat? Am ambiționat. Da? Cum? Păi iau 2. Păi chiar așa, mă, păi nu știu să citești, mă. Păi anatomia și biologia, acum pe bune, trebuie, ad literam treia la examen. De ce pe luai 10-10? Dar am o problemă. Vă rog. Dom'le, acest om, dacă Borcea era în continuare la Dinu, da. Și el era reprezentantul clubului, cum era Ducadam la FCSB. Păi domnule, acești oameni... Păi nu, domne, nu e un exemplu bun din punctul meu de vedere, pentru că Ducadam a spus și el că era de decor la FCSB. Păi da, vedeți dumneavoastră, asta e și... Nu poți să-l pui pe Dinu de decor, pentru că felul lui de a fi nu permite să fie de decor. Da, eu zic că televiziunile, toate, nu dăm nume, ar avea de câștigat cu acești oameni legende și pentru copii, și pentru sport. Au 99% lucruri bune. Dar... Acum, el o sta la o masă. Da. Deci domnul Cornel Dinu, da, avea interzis să mai consume. Poate fi consumat. Poate. Eu spun așa. El chiar crede, mă, e un om în vârstă, bun, dar la un moment dat devine copil. Crede-mă. E ca un copil la un moment dat. Acel om are încă de dat ceva înapoi fotbal. Eu sunt de acord. Dar gândiți-vă la colegii mei. Cu Măițețe, Ion Mare, toți oamenii, Mulțescu. Mulțescu e un om atât de fin și atât, păi de, și asta spun, atât de valoros. Domn președinte, eu asta spun niște oameni cu care să sunt de acord. De da, corect. Păi și a făcut ca la ușa cortului. Cum explicați asta? Păi, Sețe a spus că a început să ridică părul pe mine. Nu, Sețe a început să plângă. Mă, dar noi am stat în cantonamente, m-am făcut sacrificiu. Mă, noi cu 18 jucători duceam un campionat întreg și jucam și în cupele europene. 18 jucători, domnule, cu 3 portari, dar asta mai erau 16 pe foaie. Atunci eu cred că era și alimentația mai sănătoasă. Nu, eu acum bănuiesc că noi nu ne hrănim sănătos, că nu știm ce mâncăm. Da. Nu se poate copii de 15-16 ani, ce ghinion am avut eu cu 2-3 copii care i-am luat de la 12 ani să-i duci la 16, 17, 18 și când să facă pasul în fotbalul mare, ruptură de ligament. E adevărat. Da. Altceva vreau să vă mult. Întreb. Îți prea mult. Altceva vreau să vă întreb, legat de patroni, că am vorbit și de penalti. Credeți că ați putea, și atenție, nu încerc să vă fac să cumva să vă promovați pentru așa ceva, dar credeți că ați putea lucra cu Gigi Becali? Pentru că toată lumea vorbește că, domne, e un patron cu care nu poți discuta. Domne, sunt fel și fel de modele de lucru. Da. Deci eu declar sus și tare, da, că eu pe la ce echipe am fost, nu m-o da nimeni afară, am actele, măcar să nu zică lumea că-s nebun, eu mi-am dat demisia și am plecat. Și eu vă dau cuvântul meu de onoare că de când activez eu, ca și conducător, am pierdut între 950 și 1 milion de euro, am actele că am renunțat. Banii dumneavoastră, spuneți. Banii mei. Da. Pentru că dacă îți propui ceva în viață, eu zic că trebuie să te ții. Lumea zice că ești nebun. Eu nu sunt nebun. Dom'le, puteți să lucrați cu Gigi sau nu? Deci eu, domnul Gigi Becali, ori de câte ori am ocazia, așa, orice am negociat cu dânsul, durează discuția între 1 minut și 3 minute. Vorbim, dar eu, da, nu o să pot niciodată să merg la o echipă ca FCSB, dar nici n-am unde, pentru că sunt oameni calificați, meu e foarte bun. Din cauza trecutului dumneavoastră de dinamovist? Eu nu pot din 3 motive. 1. Ca în sânge al roșu. Așa. 2. E imposibil. Nu banii fac diferența și să te impui, da, e caracterul și structura omului. Așa. Deci eu mai bine stau pe gar cu două pene și zic cucurigu, așa, decât să mă las cu pene și să pun capul plecat. A, atenție, deci am ajuns unde la întrebarea mai inițială. Da. Deci trebuie să lași capul jos ca să fie FCSB și dumneavoastră n-ați face așa nu ceva. Nu pot. Pentru că eu pot să merg gratuit pe stradă. Am 48 de ani pe cartea de muncă, nu să ies în evidență, dar eu am avut deci munci foarte grele. Eu am fost și milițian, o să aveți am fost bună și miner. Ia stați așa, păi, aolo, și miner copsar și milițian? Păi o să aveți o pensie, aolo, cred că puteți să și susțineți un salariu pe la gaz metan. Nu e așa, cred că nici nu mai iau, că vedeți că de fondul ce? De pensii tot are de suferit. Pe când ies eu, poate peste 4. Dacă nu erați milițian, mergeați pe stradă la patru luni? De ce? Eu am avut o șansă enormă. Așa.
Bă, gândiți-vă că cred că atunci s-au aliniat astrele, eu trebuia să mă duc la Jiu pentru șansa Ofece Argeș. Da. Și peste noapte au rămas în Măreanu 2 la Frankfurt în noiembrie, când Ștefan, prietenul meu și să-i dea de o sănătate, o scăpa mingea aia cu bun cum cea. Eu visez, măi omule, o s-a scăpat-o a meu Ștefan și direct ăla din căzut, pac, și gol, minutul 90+3, s-a calificat Eintracht Frankfurt. Și, ca să revin, așa erau vremurile, dacă nu te trezeai că îi ajungi într-o garnizoană, prima te tria steaua, atunci Dinamo erau mai repezi de picior și am devenit plutonier la, mi se pare, postul de poliție Galda, nu știu că n-am fost niciodată, așa. Galda de jos și apoi în 80 vara de 23 august am fost și eu onorat să fiu făcut sub locotenent și am defilat în fața partidului și a conducătorului suprem. Bun. Aici, la statuia aviatorii. Dar pe cinstite, ce ne făcea nouă oamenii ăia? Pentru că ne-a invitat doar să mergem să tragem în poligon, dar nu ne forța. Ne-am făcut o poză, am făcut o facultate, am văzut o lume întreagă. V-au aranjat un pic. Nu, practic m-au cizelat. Asta vreau să spun. Că educația cu ei din familie, om sărac, fără mamă, de la 9 ani, fost greu, greu. Dumnezeu. Ați ajuns bine. Problema e că acest Dinamo București, eu n-am auzit să facă rău la nimeni, nici Steaua. Era depinde de fotbaliști cât bine se face. Că după aceea mergeai în provincie. Eu crede-mă, în campionatul când am plecat aveam 26, mi se pare, de meciuri jucate. Nu mai zic de finala aia de cupă cu Lăcătuș, că am rămas de pomină. El aia nici... când ați jucat fundaș de bandă, parcă. Stânga. Stânga, nu? În viața mea n-am jucat postul. Asta e bună de tot. Dumneavoastră jucați central și v-a mutat stânga. De ce a fost... S-au accidental, Stănescu, cu minutul 11. Așa. Și era 1-0 gol Lăcătuș. Da. Și v-a zis antrenorul ce v-a zis? Intră. Păi și dumneavoastră? Eu? Dinu era? Dinu cu Nicușor. Așa, da? Și Dinu v-a zis, da, intră acolo. Ha. Eu? Mă uită. Tu, mă! Ui, cu Lăcătuși, să-l țineți pe Lăcătuși. Și de frică? Așa. Deci urât, ca fotbalist cel mai greu în teren, așa, să-ți fie frică. Mi-a fost prima dată... V-a fost frică de Lăcătuși? Mi-a fost frică. De ce? Mi-a fost frică, erau 80.000 pe 23 așa. August, erau 1-0 și Lăcătuș era în cea mai bună formă a lui. Așa. Și eu nu eram jucător de bandă, pentru, da, că aveam segmente lungi, da, deși aveam viteza la lung. Totuși, să joci pe un post nou contra lui cel mai bun la ora aia, mi-am făcut un plan de frică. Așa. Cum era planul nostru de frică? Trebuia să mă dea afară arbitru un minut când am intrat în secunda aia, că eu când am intrat, așa, de frică am scos ceva pe gură care e interzis. Ați înjurat sau ați scuipat? Păi prima dată am înjurat, după aia am scuipat. L-ați scuipat până când tu și l-ați înjurat? Omul ăla chiar a rămas mirat cât era el de războinic pe fiara. Dar fiara aia e altă om în afară, e un om grozav. Dar ce vă întreb? Știu asta, dar vreau... Spuneți-mi... Îmi cer scuze, dar omul ăla și după ani a zis, cum ai putut să mă... să ne luăm la bătaie, n-am mai jucat nimic și am și asta vreau să vă întreb. Cum a reacționat Lăcătuș când ați trecut pe partea lui și ați început să nu jurați să-l scuipați? Deci crede-mă, omul ăla nu-i venea să creadă, pentru că el care făcea o presiune extraordinară, da, pe oricine. Da. S-a trezit cu un tupeism mai mare decât el. El nu știa ce s-a întâmplat, mai că gândește. Deci omul ăla practic l-am dereglat total, domnule. Care e psihologia? Să-i distragă atenția de la joc. Aia am urmărit eu. Incredibil. Și l-a urmărit să mă croiască, să mi-o pună deasupra. Și uite, așa s-a terminat meciul 2-1. Și am luat și eu un grad. Nu. Bun. N-a și până la urmă l-ați înfruntat. Și o aprobare de Dace. La Lăcătuș. M-am întâlnit, dar după aia ați vorbit, asta vreau, da, să spun. După meci, nu. Așa. Dar crede-mă, după aia m-am întâlnit, da, în timp. Deci noi nu mai eram generația asta cum era aia de 70-74 al lui Dinu, când mergeau la carul cu bere și bea, da, Steaua cu Dinamo. Eram de deja mai distanță. Deși eu crede-mă, eu am jucat la Lotul Național de Juniori, linia de fund, era Ivana de la Buzău, Mărginean, Iovan, fundașii centrali. Da. Și crede-mă, noi n-am pierdut cu CCCP 0-0 acolo. Dar gândește-te că eu am venit că o pierdut România la Brașov 4-0 cu Ungaria. Și tot făceau selecții. Mă, de eu n-apucam. Bă, da, participam, mă, omule. Și la Cluj, și la Simeria, și la... Mă, nici cum. Ce să fac? Eu eram în Bela cu Gir. Bă, da. Noroc că mă confundat la o selecție aici la Znagov, că de la Fece Biuro Oradea, că era în roșu-albastru, training frumos de la Cugir, că aveau bani la fabrică. Cred că m-a confundat și Robert Cosmo, m-a selecționat. De asta și mă gândesc acum, domn președinte, e clar că fotbalist a fost... Cam țărănuș.
Haideți să spunem dur, făceați legea în zona noastră, corect? Nu. Că atunci era ca între bărbați. Eu trebuie înainte să mă duc la ăia drept în mormânt, să le cer scuze la oameni, dar au fost urât. Adică eu trebuia să găsesc mijloace. Mihailovici nu l-a scuipat pe Mutu? Se mai întâmplă la nervi, nu? Am făcut prostii, nu se fac. Bun, vă întreb altceva. Cum e posibil ca acum să fiți un conducător de club altfel decât ați fost ca jucător? Că acum am văzut de exemplu și vreau să vedem. Tot luptător sunt și aici, dar în domeniul meu. Impresarul lui Hora v-a luat un pic la mișto. Haideți să vedem ce a spus Bogdan Apostol despre dumneavoastră, după care revenim să comentăm. Nu vreau să fiu răutăcios, dar probabil că domnul Mărginean vine dintr-o generație în care s-a mai confundat cântarul cu laptopul și probabil că... Atenție că o să se supere pe tine, domnul Mărginean. Dacă se supără, știți ce se întâmplă? Îi trece. Dacă se supără, pentru că eu îmi voi apăra mereu jucătorii. Dar are sau n-are kilograme în plus, Hora? Hai să o luăm altfel. Știți cum e? E clar că nu are kilograme în plus. Hora chiar a postat pe pagina lui o imagine. Instagram, nu? Cred că avem și noi imaginea. Haideți să vedem dacă avem imaginea. Poți să faci anatomie pe abdomenul lui Hora. Nu poți să accept să vină domnul Mărginean să interfelească jucătorii fără motiv, pentru că nu e normal. Hora este jucătorul care a avut 9 oferte în iarnă. 9. Și ne asum asta. Nu, când a plecat de la FCSB, am ales Mediașul pentru Edi Iordănescu, pentru Vali, pentru că avem o relație foarte bună cu oamenii de acolo, Valiu Dănescu, da, care se ocupă de administrarea societății. Okay. Acum să-l vedem pe domnul Mărginean. Dom'le, ăsta e laptopul, că apostul zice că nu-l recunoașteți. E așa cum e. Cum? Să revenim doar puțin. Vă rog. Deci un jucător profesionist. Da. Deci haideți să o luăm așa. La orice club are o fișă. Așa. În primul rând, jucătorul profesionist nu poți să-l analizeze nici din vorbe, doar prin date clare. Da. Noi avem programul, Instat, toate datele fotbaliștilor sunt acolo, care le scoate. Pentru asta plătim o anumită sumă, cât aleargă, cât deposedează, exact ca în vest. Da? Toate datele acestor jucători se pot vedea că le facem publice. Eu poate am fost greșit înțeles. Toți jucătorii care au fost în șomaș tehnic la Gazmeta Mediaș, se au pregătit acasă. Da. Da? Unii, datele, cât de cât ne-au spus, mai bine, cazul Butean, cazul Șamet, care a locuit la stadion, da, cazul Dumitru Cardozo, cazul Constantin, care are un stadion lângă bloc și mai făcea două ture noaptea. Problema e foarte simplă. Eu n-am cum, e imposibil, să mă iau la ceartă nici cu jucătorii, că datorită lor, trăim toți fără jucători, nu existăm. Da. Eu am voie să-mi spun o părere care pot să o dezvolt, Dar v-a deranjat că v-a luat Bogdan Apostol la mișto? Că v-a luat la mișto, ăsta e adevărat. Păi hai să vă spun ceva. Dacă mă deranja, da, eu cred că 9 din 10 puneam mâna pe telefon și sună. Da. Eu am lăsat Și făceați cum ea să culurile cătuși? Nu. Nu mai sunt vremurile alea. Așa.